Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou vlog de weekend. Aici mi-am început ziua de sâmbătă și, ca de obicei, încep prin a-mi face injecția de anticoagulante. Am vrut să păstrez aceste amintiri pentru că vreau să-mi aduc aminte toate injecțiile pe care mi le-am făcut pentru acest bebeluș și pentru ca să mă păstrez eu sănătoasă. Acestea sunt lalelele și trandafirii pe care mi le-am cumpărat de 8 martie. Au înflorit în sfârșit alele și arată super în bucătărie. Am decis cu Adrian că era momentul să spălăm covoarele din casă și una dintre canapele și scaunele, pentru că erau destul de murdare și l-am rugat dacă poate să facă el lucrul acesta, iar eu eram cu copila și la etaj am făcut curat și pe acolo ca el să poată să facă această treabă la parter. Acest covoraș este în bucătărie, îmi place foarte, foarte mult de el, l-avem de mulți ani, l-am cumpărat de la Ikea. Numai că ai nevoie de o mașină de spălat covoarele de genul acesta sau de mochetă, pentru că nu îl pot spăla în mașina de spălat și mai ales în bucătărie se murdărește destul de des. Așa că mă bucur foarte mult că am făcut această investiție și avem această mașină de spălat mocheta și covoarele. A ieșit foarte, foarte curat după aceea și chiar Adriana a descoperit o modalitate cum să facă în așa fel încât să absorbă cât mai mult din apa din covor. Aici se vede destul de multă apă pentru că el abia și-a dat seama cum să facă lucrul acesta când a spălat ultimul covor. Aici a spălat doar un picuț pe deasupra pe canapea pentru că mereu copilașii vin cu mâncare și se murdărește, n-ai ce să-i faci. Atunci, din când în când, trebuie dat așa un refresh, șters un pic mizeria și de aceea este foarte, foarte bună această mașină de spăla mocheta, pentru că poți să speli și canapeaua și șezuta la scaune mai apoi. Și acest covoraș negru se murdărește foarte, foarte des. Nu am investit într-un covor mai bun momentan, pentru că știm că se vor strica destul de mult când ai copilași mici. Și scaunele noastre se murdăresc foarte, foarte mult, tot așa, mai ales din cauza copilașilor. Și tocmai de aia eu consider că este o investiție foarte bună să ai o mașină de genul acesta, pentru că îți ușurezi pur și simplu munca în casă, dacă vrei să ai o casă cât de cât ordonată și curată. Noi nu spălăm foarte, foarte des cu această mașină, cred că la câteva luni, dar ajută să dea așa un pic un refresh, să fie mai curat. Aici, când a spălat Adrian acest covor, acesta este covorul nostru preferat, a descoperit el o modalitate cum să dea mai apoi la sfârșit pe deasupra pe tapet ca să absoarbă mai bine apa și să se usuce mult mai rapid. Și așa era rezultatul final. Asta a fost treaba pe care a făcut-o Adrian, cu toate că el avea COVID și a reușit să facă atâta treabă. Prieteni, bine ați venit la... Uite și de lucrate, uitați. Bine v-am găsit la un nou vlog de weekend. Este deja după masă, Adrian a spălat aceste covoare, așa că am pus deasupra, de fapt a spălat covorul acesta și am pus deasupra din acestea ca să vă arăt. Și ați văzut că a spălat și sofa și scaunele și dincolo era nevoie să spălăm și apoi am spălat și pe jos. Eu între timp n-am mai filmat, dar am avut și eu treabă, am avut de spălat aspiratorul micuț
și am avut de spălat dușul de la etajul 2, era foarte, foarte murdar. Iar apoi am avut de strâns două sârme de haine. Am mai reorganizat aici, am reorganizat aici pe frigider și un pic deasupra la mobilă. Am pus acele coșulețe aici pentru Paște. Nu știu dacă v-am mai spus că avem de gând să-l folosim la Paște. Cred că v-am spus. Și aici deja avem 3 ouă de ciocolată pentru copii la Paște, dar pentru că erau foarte ieftine, le-am găsit la 75 de cenți, acum o lună cred și le-am luat. Și acolo sus mai avem ouă de plastică, o să le umplem cu bombonele, o să trebuie să se cumpăr. Dar nu astăzi, că mai este până la Paște, mai este destul. Bine, e ora prânzului, pentru copii fac și Adrian paste cu pesto, iar pentru mine vreau să fac o mâncărică de ciuperci cu ceva cârnăcior. Îmi este foarte poftă de ciupercile astea să le mănânc și cârnăcior și cred că o să mai pun și ceva legume pe lângă și cam asta o să mănânc. Dar vă țin cu mine să vedeți cum o pregătesc și vedem ce mai facem, că o să vă țin astăzi care este sâmbătă și mâine duminică o să fac locul acesta de weekend și o să îl public luni. Așa că hai să începem și da, să vedem ce ne rezervă. Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up in calm the skies. As long as you Mami is gonna cut my hair and dye his new pink. Dar ce zice română? Mami,
tati, o să look after my fingers. Da, da, zi română. Ce faci, mami? Ce faci, mami? Nu, zi, mami, tai părul. Mami, tai părul. Tai părul aici. Da, să-l facem a bit shorter, ca să nu te mai doară părul, da? And daddy's gonna look after my toes. Și tati are grijă de jucările tale, ca să nu se le iei Jayden, nu? And I make something with it, so it can be pretty. Da, acum tăie mama poco-poco părul, să vedem cum arată. Ok. Și după vedem dacă în săptămâna viitoare mai tăiem un picuț. I'll always be with you.
kind of, mm-hmm. and like my other dolls too. Mm-hmm. And I got this. Let me show you. I got this bag and it's red. And I got it from Christmas. Yeah. And it was with paper too. And now you put it in the bin. You and mommy put it in the bin. And I got socks. These are my favorite socks. Yeah. And Jaden has the taekwondo. And he got the dinosaur thing. Ooh, tiny. Yeah. And that's the picture of me when I was a baby. And that's Auntie. And that's you. And that's mommy. But mommy, are you talking? But where was Jaden? Maybe. Wasn't. Keith. Where was he? Mm-hmm. In Keith's. Kids have you, Jenny? In Keith's. Maybe Jaden. Maybe Jean was in mommy's tummy being a baby too? Tummy. Then maybe we have two babies? Oh, whoa, whoa, whoa! Look at this! Look at this! Look at this, Miss Sunny! Ooh, I love it! Can you put it? It's going. Nana! No, put that. Wait, give me. I want this, Miss Sunny. This. Wait, no, this one. The baby shark one. Baby shark! No, baby shark! No. I told you baby shark only. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Can you put the Princess Nisani? The Princess Nisani. Princess. Daddy put it. Papa, now that got potatoes. And Peppa Pig is stuck in the traffic with her family. And George Pig, he's still a baby. And Tati, can you put the video when I said princess thing? Please, can you put that? Please, can you put a video when I said princess things? And I want to see it now. Please, can I see it? I really love you forever. Now, can you put de ce porți mască? Deci port mască? Da. Nu-s barberit. Am barbă. Da. Ți-o crezi cu barbă de la COVID? Da. Da. Cum te simți azi? Mă simt foarte rău. Rău tare. Zici ce te doare, ca să știi și lumea ce te doare. Să nu zici că te doare în cot. Nu, în cot nu. Lângă oasele, mușchi. Nu, toți mușchii și oasele și plămânii, capul, ochii, tot mă dor. Mm-hmm. Ca o gripă de aia severă. Da. Da. Închizi tu vlogul? Nu, trebuie să zici, tu pui mâna, da? Trebuie să zici toată poezia acum. Da. Hai, recită-ți poezia. Nu sunt stare. Hai, recită poezia, hai că știi și tu. Dacă n-ați dat like, dați like. Dacă nu v-ați abonat la canalul nostru, abonați-vă. Comentați mai jos și urați de bine lui Adrian. Comentați mai jos. Deja ați transpirat tot. Mă lua călbând. Închid eu vlogul. Da, port mască ca să nu vă dau virusul. E, cred că l-avem și noi oricum. Dacă azi nu ne dai mai mult decât avem deja. Da. Hai, bun prieten, vă salutăm. Pa, pa!
here.